Bună dimineața! Bună dimineața tuturor! Bună dimineața tuturor celor care ne urmăriți online, pe Facebook în special, pe Privesc Eu și pe Realitatea, dar și pe Facebook. Și pe pagina de Facebook a programului Comunitatea Mea. Bună dimineața, vă spunem tuturor la evenimentul de inaugurare celor 7 centre de informare și servicii pentru cetățeni. Eu mă bucur că acum... Noi suntem la al doilea eveniment de acest tip, Tatiana. Exact, exact. Eu mă bucur că tot noi împreună moderăm acest eveniment și tot noi împreună anunțăm despre alte 7 centre. În total 12 în Republica Moldova avem deschise și putem deja să spunem despre anumite rezultate. Da, deja ne mândrim cu un anumit impact și rezultate în cadrul celor 12 centre pe care, chiar dacă inaugurăm astăzi 7, dar deja ne putem mândri cu rezultate destul de frumoase. Eu vreau să spun bună dimineața tuturor oaspeților noștri care sunt astăzi alături de noi și mai întâi de toate vreau să le mulțumesc pentru participarea și pentru susținerea noastră în cadrul acestei inițiative și acestui proiect important pentru primăriile din Republica noastră și primăriile partenere în cadrul programului Comunitatea Mea. La fel vreau să le spun bună dimineața colegilor mei care au atât de multe emoții legate de acest eveniment și care au muncit extraordinar de mult ca aceste centre să prindă viață. Este extrem de important să menționăm ce program avem astăzi, până la tăierea panglicii și până vom vedea un video de informare despre cum funcționează la modul practic aceste centre. Vreau să vă spun că avem mai multe persoane importante care sunt alături de noi și care vor avea un cuvânt de salut și avem și primarii sau reprezentanții primăriilor beneficiare a acestui program. Dar eu zic că trebuie să menționăm neapărat despre programul Comunitatea Mea care a făcut posibilă implementarea acestui proiect. Exact, exact. Eu vreau să vă povestesc un pic despre programul Comunitatea Mea, programul principal al Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională, USAID, care are scopul de a susține autoritățile publice din Republica Moldova pentru a realiza o guvernare mai eficientă, mai transparentă și mai responsabilă față de cetățeni. Implementat de IREX, programul Comunitatea Mea colaborează cu 90 de primării din întreaga țară și acordă asistență tehnică, instruiri, precum și finanțare pentru implementarea proiectelor de infrastructură care au menirea să îmbunătățească serviciile publice, cum ar fi iluminat public stradal, drumuri și trotuare, acoperiș la grădinițe, școli, case de cultură, extinderea sistemelor de apă și canalizare în localitățile parteniere ale programului Comunitatea Mea. Acestea sunt doar câteva proiecte interesante la care lucrăm. Mai mult decât atât, facem foarte mult efort ca să îmbunătățim și serviciile administrative despre care vom vorbi astăzi în cadrul acestui eveniment. Tatiana, eu mă bucur în general că autoritățile publice locale cunosc foarte bine despre programul Comunitatea Mea și cu toți cei cu care am avut ocazia să discut, am observat un lucru extrem de important. Ei sunt foarte mulțumiți de colaborarea de până acum cu programul Comunitatea Mea și își doresc și alte proiecte de acest fel să fie implementate în localitățile lor. Și eu tare mult sper că și alte localități vor lua exemplu de la primăriile care sunt beneficiare a acestui proiect și, de ce nu, anul acesta sau anul viitor vom vedea și alte centre deschise în cadrul primăriilor. Astăzi vă spunem bun venit, cum ziceam, la evenimentul de inaugurare a celor 7 centre de informare și servicii pentru cetățeni și chiar dacă am menționat, dar vrem să reamintim că ele au fost create cu suportul agențiilor USAID și SlovakAid și se află în incinta primăriilor partenere ale programului Comunitatea Mea. Să le menționăm. Este vorba despre Sângerei Noi, Cărpineni, Soroca, Dondușeni, Călăraș, Sângera și Copceac. Așa este. Aceste centre vor deservi peste 78.000 de cetățeni, adică vor presta servicii acestui număr imens de moldoveni și au scopul de a îmbunătăți accesul cetățenilor la serviciile administrative prin reducerea timpului de așteptare, prin transparentizarea procesului de eliberare a actelor și prin economisirea banilor cetățenilor. Este important să menționăm că în total sunt 12, iar beneficiari sunt în jur de 140.000 de cetățeni. Cum menționam anterior, alături de noi astăzi sunt persoane importante care vor avea un cuvânt de salut. Vrem să-i salutăm și să le spunem bun venit din
Păcate, doar online. Da, din sperăm păcate, data viitoare fizic rău, să putem să ne întâlnim într-o sală mai mare, să ne salutăm și să purtăm o discuție, dar sper că va fi bine și online, pentru că ne-am obișnuit în ultima perioadă. Deci, alături de noi astăzi este domnul Iurie Țurcanu, viceprim-ministru pentru digitalizare în cadrul Guvernului Republicii Moldova, domnul Scott Hochlander, șeful misiunii USAID Moldova, domnul Maroș Kramar, responsabil de programul de dezvoltare ambasada Republicii Slovacia în Republica Moldova, doamna Olga Tumuruc, directorul Agenției Guvernare Electronică, și domnul Daniel Șerban, directorul programului Comunitatea Mea. Așa este, bună dimineața! Vedem toți colegii și partenerii noștri. La fel, am o deosebită plăcere și onoare să le spun bună dimineața și să-i salut de aici, de la Chișinău, pe partenerii noștri, cele 7 primării care beneficiază de acest proiect și în cadrul cărora vor fi inaugurate și deschise, adică sunt deschise chiar astăzi, aceste centre minunate de deservire a cetățenilor. Și vreau să-i salut acum pe doamna Galina Guțu, primar de Sângerii Noi, domnul Ion Cărpineanu, primar al Comunei Cărpineni, doamna Lilia Pilipețchi, primar Soroca, domnul Ivan Belciug, primar Don Dușeni, domnul Ion Olari, primar orașul Călăraș, la fel domnul Valeriu Popa, primar al orașului Sângera, și domnul Oleg Garizan, primar al comunității Copceac. Bună dimineața tuturor! Ne salută și ei acolo, dând din mână. Veți avea ocazia inclusiv să conectați microfoanele și să interveniți pe parcursul scenariului nostru. Eu mă bucur că pe o parte dintre ei eu am avut ocazia să-i văd sau să-i revăd. Ești inclusiv, norocos! Inclusiv pentru că am avut interacțiuni în cadrul altor proiecte. Zic să începem cu cuvintele de salut ale oficialilor, care cu siguranță au multe de spus, pentru că este un proiect extrem de important pentru autoritățile publice locale și pentru Republica Moldova per ansamblu, zic eu. Vă ziceam, alături de noi este domnul Țurcanu și aș vrea în primul rând să-l întreb care sunt beneficiile digitalizării serviciilor publice pentru cetățeni, domnule Țurcanu, vă rog. Bună dimineața, onorată asistență, stimați ambasadori, stimați organizatori, dragi colegi, doamnelor și domnilor, mie îmi face o deosebită plăcere să vă salut în cadrul acestui eveniment din inaugurarea centrelor de informare și servicii pentru cetățeni și mă bucur că în pofida situației pandemice și a restricțiilor impuse reușim să avansăm cu proiecte importante, să realizăm obiective ambițioase și să producem transformările care le așteaptă cetățenii și întreaga societate. De fapt, atunci când există determinare, există scop, există viziune, sinergie, susținere, nimic nu poate sta în calea dezvoltării, în calea inovării, a modernizării și cu atât mai mult fiind tehnologia, fiind mereu la îndemână, fiind mereu alături de noi și cu acest instrument puternic putem să producem schimbare. Eu cunosc eforturile pe care le face programul Comunitatea Mea în vederea susținerii autorităților publice locale, în determinarea lor de a asigura o administrare mai eficientă, una mai transparentă, mai responsabilă față de cetățeni, pentru a oferi servicii de calitate, de servire a populației la cele mai înalte standarde. În acest sens, este mult, foarte mult apreciată asistența acordată de partenerii de dezvoltare. Bunele intenții ale donatorilor sunt foarte pronunțate și țin să le mulțumesc în numele Guvernului, dar și al meu personal, pentru toată contribuția substanțială la propășirea țării noastre. În agenda digitală națională, pe care eu o coordonez, o prioritate clară este sporirea accesibilității serviciilor publice, prestate la toate nivelele, pentru cetățeni și pentru oameni de afaceri, iar centrele pentru informare și servicii pentru cetățeni vin să sprijine într-un mod inovativ această prioritate. La fel, una din direcțiile de activitate ale Guvernului de dimensiunea dezvoltării digitale este și modernizarea administrației publice locale prin utilizarea tehnologiilor moderne. La moment, în gestiunea Agenției de Guvernare Electronică și probabil că doamna director care participă și dânsa astăzi la acest eveniment frumos, în cadrul acestei agenții se află un proiect numit E-APL sau E-Administrație Publică Locală.
Proiectul este unul de înlare și prevede introducerea a unor tehnologii, a unor automatizări în administrația locală. E o platformă digitală care va ajuta autoritățile să acceseze mai ușor date, să acceseze mai ușor acele procese administrative oferite de către autoritățile centrale. De fapt, va crea o sinergie clară între autoritățile locale, cele care nemijlocit interacționează cu oamenii în localitățile lor și cu autoritățile centrale, cei care de multe ori colectează date valoroase atunci când se prestează servicii. În acest context, eu cred că experiența activității centrelor de informare și servicii pentru cetățeni, care astăzi își deschid ușile de rând cu celelalte 5 centre deschise, după cum ați menționat și dumneavoastră, va fi una prețioasă și utilă pentru proiectele digitale care vor urma la nivel local și vom valorifica această experiență atât pentru instruirea reprezentanților autorităților locale, cât și pentru pregătirea populației, ca să cunoască, să accepte, să asimileze tehnologia și să o utilizeze în orice tip de interacțiune, inclusiv cu instituțiile statului. Schimbarea modului de interacțiune din vechi în nou este un obiectiv al nostru și în acest sens este necesar să putem să ne conjugăm eforturile și să mergem împreună, să producem schimbări, să ne apropiem la propriu de nevoile cetățenilor din comunitățile locale. Pentru că nimeni nu poate să rămână în urmă de progresul tehnologic. Mă refer și la reprezentații publici la toate nivelurile, dar și la cetățeni, la categoriile de cetățeni, în special cei care au, de fapt, nevoie de un grad de alfabetizare digitală mai mare. Deci, împreună cu echipa mea, și aici mă refer la cele trei instituții pe care le coordonez, vom depune tot efortul pentru a reduce decalajul digital și pentru ca acest deziderat al nostru, alfabetizarea digitală, adopția serviciilor să devină o realitate. Cu atât mai mult că avem tot ce ne trebuie, și voință politică, și susținere, și capacitate să o facem. Noua paradigmă pe care noi am adoptat-o în activitatea noastră este principiul centrare pe cetățean. Noi nu mai dorim ca cetățeanul să alerge pe la autorități să colecteze date, să colecteze documente, să colecteze dosare pe care să le ducă altor autorități. Noi venim cu serviciile mai aproape prin tehnologie, le apropiem de cetățeni și le facem cât mai accesibile lor acolo în comunitățile lor. În contextul ăsta, recent, a fost deschis un centru la Lozova-Strășeni care urmează paradigma CUPS. El, de fapt, acest centru a lansat pilotarea ceea ce înseamnă centre unificate prestări servicii, iar centrele pentru informare și prestare servicii pentru cetățeni astăzi deschise și cele dinainte, deci ele vor să vă preta foarte bine la acest program, la această paradigmă. În curând vom lansa și alte astfel de centre și astfel noi vom acoperi geografic destul de bine țara cu servicii de calitate, servicii aproape de oameni. Eu țin să felicit inițiatorii și partenerii, dar și finanțatorii acestui proiect, acestui program frumos, agențiile USAID și Slovakei, dar și echipa de proiect Comunitatea Mea, care avem mare plăcere să conlucrăm pentru reușita de a lansa astăzi aceste centre. Și în același timp vreau să-i felicit pe toți beneficiarii și potențialii beneficiarii acestor centre, locuitorii din Sângerei Noi, din Cărpineni, din Soroca, din Dondușeni, din Călăraș, din Sângerea, din Copciac și din celelalte localități care vor urma, întrucât eforturile acestei echipe nu se termină aici. Eu îmi exprim încrederea că centrele de informare și servicii pentru cetățeni vor face o sinergie clară și cu centrele unificate prestării servicii, să avem o acoperire și un concept național asupra noului mod de prestare serviciilor. Vom face schimb de experiență, vom aplica în practică bunele practici, astfel încât să aibă de câștigat beneficiarul, cetățeanul care merită să fie deservit la cele mai înalte standarde. Vă mulțumesc frumos pentru invitație și vă doresc tuturor servicii de calitate și plăcerea de a interacționa cu autoritățile la toate nivelurile. Mulțumesc frumos!
Mulțumim foarte mult, domnule Țurcanu, pentru acest discurs și noi ne bucurăm nespus de mult pentru că pentru autoritățile Republicii Moldova, digitalizarea serviciilor publice locale reprezintă un interes. Să sperăm că acesta este doar începutul. Vă mulțumim! Exact. Și să sperăm că aceste centre vor crea un lanț întreg, un val, să zicem așa, de digitalizare și de apropiere a serviciilor publice de cetățean. În continuare vreau să vă zic un pic despre cei grație cărora acestor centre au putut fi implementate, au putut fi create un pic mai repede decât dacă ar fi făcut-o primăriile noastre partenere de sine stătător. Și aici vreau să vorbesc despre proiectul, despre agențiile USAID și SlovakAid care au susținut financiar acest proiect. Și mai mult decât atât vreau să-i ofer cuvântul șefului misiunii USAID în Republica Moldova, domnului Scott Hocklander, să ne salute în această dimineață. Bună dimineața, domnule Hocklander! Ne auziți? Da, good morning. Da, yes. Bună dimineața! Bună dimineața! Noi deja avem și traducerea. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Avem și traducerea sincron. Da, poftim! Oh, super! Wonderful! Well, it's a bună dimineața, e o plăcere deosebită să fiu astăzi cu dumneavoastră împreună cu domnul Țurcanu. Mă bucur foarte mult să vă ved întotdeauna, domnul primar, din domnul Kramer, domnul Meyers, toți cei prezenți vă salut. Cred că toți am dori să celebrăm această inițiere, inaugurare în persoană, în fizic, dar... Iarăși avem ce avem și e o plăcere să ne întrunim și în acest format. 7 centre informaționale este un rezultat a unui parteneriat dintre comunitatea mea, dintre SlovakAid și dintre ambasada Slovaciei, care încearcă să ofere servicii digitalizate. Deci eu vă felicit pe toți cei din centrele de informare, Sângerenii Noi, Cărpineni, Soroca, Dondușeni, Călăraș, Sângera, Copceac, tuturor felicitări și primarilor în special pentru aceste eforturi care au drept rezultat serviciul mai bun pentru cetățeni. Deci USAID și SlovakAid sprijină guvernele locale în foarte multe aspecte, computere, echipamente, servicii și am renovat locații, facilități și am asigurat digitalizarea și măsurile de securitate și conexiunea la internet. Comunitatea mea și au instalat în toate centrele de informare niște programe de documentare și care oferă o procesare și o stocare bună, eficientă a documentelor, deci toate astea. Cum a spus și domnul viceprim-ministru, deci astea sunt eforturile tuturor comune pentru a dezvolta aceste platforme și a implementa niște servicii mai bune pentru cetățeni. Investițiile de la USAID și SlovakAid reprezintă 16 mii de euro, 1.600.000 de euro și deci este o deci asta facem noi în comunitatea mea, încercăm să îmbunătățim serviciile comunitare prin digitalizare, prin instalarea deci și prin reducerea corupției, ceea ce este de fapt un efort comun la nivel de țară. Deci noi am asistat în Strășeni câteva săptămâni în urmă și s-a vorbit că... Deci aceste servicii reprezintă un element important al democrației, deci este o abordare pe care o iau autoritățile locale, asigurând accesibilitate și transparență și eficiență pentru servicii. Deci asta este foarte important și necesar și este o dovadă că cetățenii...
Deci toate lucrurile astea sunt necesare oamenilor în viața lor și pentru a le obține într-o manieră eficientă s-au instalat aceste centre de informare. Deci cetățenii nu mai au nevoie să circule de la o instituție la alta. Ei au acces la toate bazele de date într-o singură loc. Este un ghișeu unic și pentru orice certificat și autorizare pot să vin aici și se descrește timpul cu foarte mult. Deci toate cererile și plângerile se primesc la timp, se pot transfera documente între instituții, deci se oferă o gamă largă de servicii. Deci eu mă bucur foarte mult că noi avem o parteneriat atât de bun cu agenția de e-guvernare, cu tot felul de oficii și instituții, deci suntem toți prieteni. Vă mulțumim foarte mult pentru eforturile dumneavoastră și aceste centre de informare și servicii o să ofere suport inclusiv și online, un acces facil la tot felul de documente pe care sunt necesare cetățenilor. Deci primăriile le felicit pentru această inițiativă de a îmbunătăți transparența, pentru a oferi servicii mai bune pentru comunitate, pentru a consolida această relație dintre cetățeni și guverne. Deci întotdeauna am avut speranța să... deci vreau să cât mai repede să vin și să văd aceste transformări. Vă felicit pe toți. Toate eforturile dumneavoastră în ceea ce știți cât de mult apreciez ce fac primăriile pentru cetățeni, deci vă felicit și aduceți într-adevăr o bunăstare în viața oamenilor. Așa, e bun. Vă mulțumim tare mult pentru cuvintele de susținere. Într-adevăr, aceste servicii și digitalizarea serviciilor este foarte importantă pentru accesul cetățenilor la aceste servicii în comunitățile din Republica Moldova. Eu zic să mergem mai departe. Da. Trebuie neapărat să amintim ceea ce a fost în 2020. Ziceam, noi am avut ocazia împreună să anunțăm lansarea altor 5 centre de informare și servicii pentru cetățeni, care au fost inaugurate. În total avem deja 12, dacă nu exact, știu. Acum 7 și 5 în 2020. La fel, aceste centre au fost inaugurate prin intermediul USAID și programului Comunitatea Mea și au fost investiți peste $200,000. O sumă impresionantă, enormă. Da. Impresionant. Eu zic să mergem mai departe și să vedem ce ne spune cel care nemijlocit a fost cumva responsabil de distribuția acestor bani sau a considerat important investirea într-un asemenea domeniu. Este vorba despre Maroș Kramar, responsabil de program de dezvoltare în cadrul Ambasadei Slovacia din Republica Moldova. Și, domnule Kramar, vreau să vă întrebăm despre cât de mult vor eficientiza activitatea autorităților publice locale aceste centre. Vă rog, mulțumesc! Good morning. Bună dimineața! Bună dimineața tuturor! Excelențele dumneavoastră, domnule prim-ministru, domnule Hochwander, colegi, vă mulțumesc frumos, după cum ați spus dumneavoastră, într-adevăr, înainte, deja avem 12 centre de informare și servicii pentru cetățeni, suntem foarte bucuroși că atare realizare s-a produs și cu siguranță aceste centre sunt foarte utile pentru viitor, pentru cetățenii Republicii Moldova ca să obțină un acces mai bun la serviciile locale și de asemenea credem că aceste centre constituie un pas important pentru în lupta împotriva corupției, care este o provocare mare în Republica Moldova. Pentru mine personal,
E o plăcere foarte mare să fiu parte a acestui eveniment festiv, care probabil este ultima etapă a cooperării dintre Slovakia Aid și USAID în cadrul acestui proiect minunat, Comunitatea Mea, deși Slovacia nu este un donator foarte mare pentru Republica Moldova. În același timp, cooperarea cu privire pe marginea acestui proiect a fost foarte înalt apreciată. Din 2018 am reușit să realizăm rezultate bune la care am contribuit noi, Slovak Aid, cu o sumă impunătoare de bani. Rezultatele muncii noastre pot fi văzute nu doar în ceea ce privește aceste 12 centre de informare și servicii pentru cetățeni, dar și în forma unei rețele de canalizare și cu guvernanță, cu sanitate, canalizare. Deci toate aceste domenii sunt considerate priorități ale asistenței noastre în Republica Moldova și este una dintre țările prioritare a asistenței oferite de Slovak Aid. Deci Agenția Slovacă pentru Cooperarea Internațională și Ambasada Slovaciei în Republica Moldova sunt bucuroase să constate aceste rezultate foarte bune a beneficiarilor direct în comunitățile sprijinite. Vă mulțumesc foarte mult colegilor de la USAID, de la IREX, din autoritățile publice locale în care am contribuit și încă o dată vă felicităm pentru aceste rezultate minunate. Mulțumim foarte mult, domnule Cramar, pentru aceste cuvinte frumoase. Mulțumim foarte mult pentru că investiți în asemenea proiecte importante pentru comunitățile locale și autoritățile publice locale nemijlocit. Noi sperăm că veți continua în același tempo. Doamnelor și domnilor, vă reamintim că noi suntem live în aceste clipe pe Facebook, pe pagina USAID și a programului Comunitatea Mea. Totodată ne puteți privi live și pe privesc.eu sau pe realitatea.md. Da, eu am vrut să adaug că grație suportului financiar oferit de finanțatorii noștri USAID și Slovak Aid, centrele, cele 7 centre minunate au fost dotate cu calculatoare, printere, scanere și echipament complementar care ajută angajații acestor centre, angajații primăriilor, să presteze serviciile în format electronic într-o manieră eficientă și rapidă. Mai mult decât atât, aceste centre au fost dotate cu un soft special creat pentru autoritățile publice locale, care este integrat la platformele online M-Connect, cu scopul de a ajuta autoritățile publice locale, angajații acestor centre, să gestioneze toate fișierele sau solicitările din partea cetățenilor în format online, astfel încât cetățeanul de acasă poate vedea care este statutul cererii sale. Îți dai seama? Foarte interesant și inovativ, aș spune. Acolo, apropo, este menționat sau arătat prin culori. Wow. Deci la etapa când este cu roșu, înseamnă că cererea încă este analizată și se lucrează. La etapa când este cu verde, înseamnă că a fost bifată și este gata, cetățeanul poate să vină să o ia. Și el poate vedea pe site-urile primăriei, wow, apropo, la ce etapă se află cererea sa. Și îmi ziceau primarii și atunci când o să fie ei, sper să menționeze acest lucru, ei pot primi aceste cereri. Așa. Sau răspunsul prin e-mail sau fizic la ghișeul la centru. Mă bucur că tehnologiile și că Republica Moldova, autoritățile publice din țara de la noi sunt în pas cu inovațiile. Dar aici vreau să zic că acest soft, acest parteneriat a fost creat grație unui parteneriat puternic cu Agenția de Guvernare Electronică și acum aș vrea să o invit în fața tuturor, în format online, desigur, pe doamna Olga Tumuruc, director al Agenției de Guvernare Electronică în Republica Moldova. Doamna Olga, vă salutăm! Bună ziua! Vă vedem! Bună ziua tuturor! Mulțumesc frumos pentru această oportunitate de a fi alături de voi în cadrul acestui eveniment extraordinar. Ca de fiecare dată, este o plăcere extraordinar de mare să comunicăm cu colegii noștri din cadrul autorităților publice locale.
Eu vreau să felicit în primul rând reprezentanții autorităților publice locale pentru curajul care l-au și dorința de a fi în pas cu tehnologia, dorința de a fi performanți în activitatea și interacțiunea lor cu cetățenii și de a răspunde cât mai mult la așteptările care le au ei față de stat și față de autoritățile publice locale. Într-adevăr, avem un parteneriat foarte frumos cu programul Comunitatea Mea și ne dorim foarte mult să extindem această colaborare și să încercăm să aducem tehnologiile informaționale, inovațiile la nivelul autorităților publice locale, fiindcă acolo este cea mai mare necesitate. Dacă în anii precedenți efortul pe digitalizarea statului s-a concentrat în mare parte sau s-a axat mai mult pe serviciile publice prestate la nivel central, este timpul deja să aducem inovația și digitalizarea în plan local și asta ne dorim să realizăm împreună cu programul Comunitatea Mea, împreună cu partenerii de dezvoltare cu care ne unim eforturile așa încât să fim eficienți și performanți. Mai mult de atât, intenția noastră este ca această soluție informațională care a fost dezvoltată și este pilotată în centrele deschise de către Comunitatea Mea să fie dezvoltată sau adusă la un alt nivel, așa încât să avem o platformă destinată tuturor proceselor și serviciilor care se prestează la nivelul autorităților publice locale și cetățenii să nu trebuiască nici măcar să încarce, să scaneze documente, dar fiind acasă să aibă posibilitatea să solicite un serviciu de la autoritatea publică locală, să fie informat în mod continuu despre etapa de examinare a cererii sale și să beneficieze într-un final de acest serviciu prin mijloacele electronice. Este începutul unui bun parteneriat și mizăm în continuare pe dezvoltarea acesteia din partea Agenției de Guvernare Electronică. Este toată deschiderea și sperăm împreună să aducem valoare adăugată pentru cetățenii noștri și cât mai multă eficiență în tot ceea ce facem noi ca și administrație publică. Vă mulțumesc și vă doresc multe și multe realizări și cât mai mulți cetățeni satisfăcuți de calitatea serviciilor prestate la nivel local. Așa să fie. Deja cetățenii sunt în aceste centre, le-ai observat, Dorin? Mi îmi place foarte mult, în general, cât de frumos arată centrele la aceste evenimente. Da, s-au străduit primăriile noastre. Pentru că e vorba totuși de inaugurare sincronizată și nu uitați că la final vor tăia și panglica, dar mă bucură că cetățenii merg relaxați, beneficiază de servicii și totul funcționează ca la carte. Așa este. Mergem mai departe? Da. Mai avem încă pe cineva dintre oficiali și ziceam că este extrem de important ca atât cetățenii simpli, cât și agenții economici să beneficieze de servicii de calitate și, cel mai important, rapid. Iar aceste centre de informare și servicii pentru cetățeni, anume, au fost inclusiv implementate pentru a oferi un serviciu rapid și a evita aglomerația. Sau ziceam noi, de a evita ca un cetățean sau un agent economic să meargă în 4-5 cabinete pentru a obține un simplu certificat, când poate să se adreseze la acest centru, să depună cererea, să plece liniștit acasă, să fie anunțat în momentul în care este gata, vine, o ridică și totul este mult mai simplu și mai eficient. Dar aș vrea să înțeleg în ce măsură ar putea prelua acest exemplu și alte primării, pentru că avem deja 12, dar în Republica Moldova sunt multe alte primării și mulți alți primari extrem de activi care pot și ar vrea să implementeze în localitățile lor acest proiect. Dar înainte să-i dau cuvântul domnului Daniel Șerban, directorul programului Comunitatea Mea, vă ziceam despre serviciile care sunt prestate. Deci aici sunt eliberate certificate, adeverințe, permise din diverse domenii. Iar acum vorbeam cu primarii și ziceau că în perioada asta de 2 luni de iarnă, cele mai solicitate sunt totuși cererile pentru perioada rece a anului, ca cetățenii să beneficieze de un anumit
anumit ajutor. Ele prevalează, dar pe parcursul anului cu siguranță sunt și alte cereri, inclusiv de componență a familiei. Ziceam, ne interesează în ce măsură ar putea fi preluate aceste exemple și de alte primării. Eu voiam să adaug doar că în cadrul unei primării am aflat despre faptul că persoanele care au sau antreprenorii, așa exact, pot solicita acele extrase care țin de activitatea lor comercială. Și uite că în felul ăsta, în cazul în care obții acest certificat mai rapid, îți dai seama că prunele, caisele și, eu nu știu, căpșunii pe care îi produc local ajung mai repede pe masele consumatorilor. Plus la asta eu fac online. Exact. Adică nu-i nevoie fizic să mergi în incinta centrului, dar o poți face și online. Iar asta este o cu totul altă etapă exact. A serviciilor pentru cetățeni în cadrul autorităților publice locale. Ziceam, alături de noi este și domnul Daniel Șerban, directorul programului Comunitatea Mea. Domnule Șerban, bună dimineața! Vă rugăm să ne spuneți în ce măsură aceste exemple ar putea fi preluate și de alte localități pe viitor. Bună dimineața, Dorin. Ce frumos sunteți amândoi. Bună dimineața, Daniel. Nu v-am văzut de mult. Mă bucur să vă văd. Asemenea, bucuria este reciprocă. Îmi cer scuze, la mine se întrerupe legătura, sunt la Riga, nici am abundent de 24 de ore și la un moment dat mi s-a mai întrerupt legătura în cursul acestui eveniment, care este foarte, foarte frumos. Sunt foarte fericit că vă văd. Dorin îmi spune domnul Șerban de parcă nu ne-am văzut de ani de zile, dar ne-am văzut foarte recent. E o mare onoare, domnule viceprim-ministru Țurcanu, să vă știm alături de noi, bucuros și fericit alături de Agenția de Guvernare Electronică, partenerii noștri constanți de ani de zile cu care, iată, facem lucruri frumoase împreună, ne dorim să facem lucruri frumoase și pe mai departe și știm și putem și avem și cu ce. Prietenii noștri de la USAID, Scott, good morning, very happy to see you here. Maroș, I'm very glad that you are with us. Mă bucur foarte mult că vă sunteți și dumneavoastră cu noi. Împreună cu colegii de la comunitatea mea, suntem foarte fericiți și vreau să salut cu această ocazie în numele programului comunitatea mea și pe cei 7 primari, doamnele și domnii primari care au depus atâta efort să ajungem în acest moment. Vă mulțumim din suflet pentru răbdare, pentru încredere, pentru sprijin. Iată că, așa cum menționau antevorbitorii mei, e un efort conjugat al autorităților centrale, al partenerilor de dezvoltare, dar în primul rând efortul este al dumneavoastră, cei 7 parteneri de data asta, care se adaugă celor 5 de anul trecut, în total 12 primari dedicați, primari puternici, primari care își doresc într-adevăr să aducă serviciile mai aproape de cetățean. Și asta, așa cum a spus și domnul Turcanu și doamna Tumuruc, e un efort conjugat a autorităților centrale și locale împreună cu partenerii de dezvoltare. Suntem alături de dumneavoastră și abia așteptăm să vedem reacțiile cetățenilor, reacțiile beneficiarilor, atât cetățeni cât și agenți economici, așa cum s-a menționat, pentru a lua pulsul, pentru a îmbunătăți aceste servicii, pentru a conecta aceste servicii, așa cum spunea domnul vicepremier, și cu alte servicii care sunt furnizate de Agenția de Guvernare Electronică. Eu văd că este mișcare în toate aceste 7 centre și, într-adevăr, așa s-a dorit un eveniment live, un eveniment dinamic și mulțumesc Tatianei și lui Dorin că au făcut ca acest lucru să se întâmple, bineînțeles, alături de toți colegii mei pe care îi salut. Foarte fericit, o bucurie, o sărbătoare. Abia aștept să vă aud reacțiile estimaților, stimate doamne primari, stimate domn primari, colegi din cele 7 CISC-uri. Deci o să închei aici, încă o dată, mulțumindu-vă din suflet pentru colaborare, pentru parteneriat și pentru încredere și dea bunul Dumnezeu să trecem repede de pandemia asta, poate trecem împreună cu iarna asta și să ne vedem și să, într-adevăr, să vedem la fața locului cum funcționează centrele, cum funcționează centrele astea și mai ales care este reacția cetățenilor. Vă mulțumesc încă o dată, Dorin, Tatiana, înapoi la voi. Sunteți frumoși și vă mulțumesc pentru toate eforturile.
Mulțumim foarte mult, Daniel. Eu ziceam să fiu cu o prezentare oficială, domnul Daniel Șerban, dar da, noi ne cunoaștem și mă bucur că am avut ocazia să interacționăm. Mulțumim foarte mult pentru această prezentare generală și mă bucur că există perspective de viitor. Da. Și planuri mărețe. Să sperăm că tot împreună vom lansa și următoarele centre în cadrul altor primării. Acum zic, Tatiana, împreună cu cei care ne urmăresc online, să urmărim un video, pentru că eu am avut ocazia zilele trecute să vizitez câteva dintre aceste centre, să discut cu câțiva dintre primari, inclusiv cu câțiva dintre angajații centrelor de informare și servicii pentru cetățeni și cu cineva dintre beneficiari. M-am spus, ești un norocos, într-adevăr. Haideți să urmărim acest video, după care revenim și continuăm evenimentul deja cu discursurile și exemplele primăriilor și primarilor care beneficiază de acest proiect. Mă bucur că autoritățile publice locale se preocupă tot mai mult de nevoile oamenilor. După ce în 2020, cu suportul agențiilor USAID și SlovakAid, au fost deschise 5 centre de informare și servicii pentru cetățeni, în incinta primăriilor din Drochia, Strășenia, Loveni, Costești și Cimișlia, anul acesta sunt inaugurate încă 7 astfel de centre, dar deja la Sângerei Noi, Cârpineni, Soroca, Dondușeni, Călăraș, Sângera și Copceac. Eu am decis să merg în vizită la câteva dintre ele și să vă arăt cum funcționează totul acolo. Ca finanțare, primăria a venit cu contribuții de peste 74.000, însă USAID a venit cu tehnică în valoare de peste 236.000 de lei. Este foarte bine că omul poate să-și hotărască toate întrebările lui într-o singură încăpere, adică la noi, la CISC. Noi, la Sângera, cel mai mare beneficiu îl vedem în anumit ordonarea și ținerea la control a tuturor actelor de intrare și de ieșire. Chiar dacă fizic actul se pierde, el rămâne în format electronic. Oamenii spun că e mult mai simplu. A venit în primărie, deodată la intrare cineva îi spune sau îl direcționează acolo unde îi trebuiește. Oamenii sunt mult mai mulțumiți pentru că li se eliberează documentele mult mai rapid, pentru că sunt procesate în programa specială acordată de către partenerii noștri. Noi le emitem certificatul fie prin e-mail, fie la ghișeul unic fizic. Cetățenii sunt foarte mulțumiți, mai ales că ei pot monitoriza la ce etapă se află cererea lor. Au fost procurate calculatoare multifuncționare care sunt dotate cu o scanere de mare viteză. Noi ne cerem scuze, am realizat acum că cei care sunt în Zoom cu noi nu pot auzi ceea ce vorbim sau ceea ce se vorbește în acest video. Cei care sunt pe Facebook, cei care sunt pe privesc.eu și pe Realitatea ne auzeau, dar o să încercăm să rezolvăm ca și cei din Zoom care sunt alături de noi să poată urmări acest video, să audă ce au spus primarii, angajații centrelor și beneficiarii. Eu zic să mergem mai departe, să discutăm cu primarii, să ne spună ei la modul practic aici în Zoom, să ne arate și imagini în cadrul centrelor. Și dacă reușim între timp să rezolvăm cu sunetul, inclusiv în Zoom, în timpul discuției cu primarii vom interveni și vom da acest video care are un pic peste 2 minute. Exact, pentru că pentru asta suntem astăzi aici, să vedem, să le spunem salutări și bun venit în, tuturor celor care vor să vadă centrele din cadrul inaugurării de astăzi. Și anume vrem să vedem ce fac cei de la Sângerei Noi. O salutăm pe doamna Galina Guțu, doamna primar, dacă ne auziți. Ne auziți? Bună ziua! Bună ziua tuturor! Stați un pic, un pic să vă conectăm. Bună ziua! Stați un pic. Cum? Sincronizările este online, dau bătăi de cap tuturor. Ia să vedem dacă vă auzim foarte bine. Vă vedem extraordinar de bine. Bună ziua la Sângerei tuturor, bună ziua! Bună ziua, bună ziua! Vă salutăm pe toți! Așa! Suntem foarte bucuroși că primăria noastră, primăria Comunii Sângerei Noi, deci am beneficiat de acest centru și ne bucurăm foarte mult, deci că cetățenii din comunitatea noastră vor putea ca să beneficieze de servicii mai calitative, servicii mai rapide. Deci cetățeanul nu mai poate să stea la ușile angajaților, la ușa asistentului social, însă ei vin direct în acest centru, unde depun o cerere și primesc aceste certificate. Deci la noi sunt eliberate foarte multe certificate, pentru că avem o comunitate foarte mare, de 5.200 locuitori. Deci, o îndeletnicire a oamenilor, oamenii se ocupă mai mult cu creșterea legumilor și a
fluorilor, iată, chiar la momentul actual, angajații noștri din acest centru echilibrează certificatul pentru realizarea florilor, pentru a putea cetățenii ca să realizeze aceste flori. Și ei vin la doamnele noastre, avem niște doamne tinere, foarte energice, cu o dorință de a lucra și deci eliberează acest certificat foarte rapid. Deci mulțumim donatorilor, mulțumim tuturor colaboratorilor de la comunitatea mea pentru instruire pe care ne-au făcut-o. Deci, de multe ori, chiar pe domnul Andrei Gavriliță, îl sunam de fiecare dată ca să ne vie să ne ajute la eliberarea această tehnică performantă. Deci, așa. Din partea primăriei... Doamnă primar! Da. Arătați-ne și un pic în centru la dumneavoastră, cum sunteți acum acolo, în interior, corect? Da, chiar la moment avem și un beneficiar. Și un beneficiar aveți. Vă auzim foarte rău, din păcate. Da, imaginile sunt clare, vă mulțumim foarte mult. O să vă rugăm să fiți alături de cameră ca să vă auzim. Am înțeles, sau putem să mergem la o altă primărie, că avem șapte. Da, da. Haideți, nu o să lungim foarte mult, o să rugăm următorii care vor interveni, primarii din alte localități, să ne explice ce servicii sunt oferite. Sunetul, vă rog, să-l deconectați. Da, acum ne auzim bine. Mulțumim foarte mult, doamna Guțu, pentru această intervenție. Mulțumim foarte mult pentru că ne-ați arătat imagini, cum funcționează totul în interior. Am văzut că este și un beneficiar acolo. Înseamnă că cetățenii deja manifestă interes pentru aceste servicii și este absolut normal, pentru că ușurează foarte mult munca. Zic să mergem mai departe la Cărpineni, Comuna Cărpineni, unde este domnul primar Ion Cărpineanu. Dăm turul Moldovei astăzi. Sau doamna secretară este acum, iată, vedem și domnul primar. Eu am fost zilele trecute la ei și deja îi cunosc pe toți din cadrul primăriei. Domnule Cărpineanu, bună ziua, vedem că sunteți acolo la Centrul de Informare și Servicii. Extraordinar, bravo! Spuneți-mi dacă ne auziți. Vă rugăm să conectați microfonul, noi vă vedem, dar vrem să și vă auzim. Domnule primar, nu vă auzim, trebuie să vă conectați. Conectați microfonul, domnul primar. Da, acum este, vă rugăm. Dar iarăși nu vă auzim. Dumnezeule, ce se întâmplă cu aceste sincronizări? Bună ziua din Cărpineni. Auziți? Da. Da, vă auzim acum. Da? Deci vă salut de la Centrul de Informare și Suport a Cetățenilor din Comuna Cărpineni, care se află în incinta primăriei. Deci este una din... avangardele, deci primăriei Comunii Cărpineni, cetățenii vin mai întâi în centru de informare și suport a cetățenilor. Vă invit să vedeți cum arată comisia locală și cetățenilor. Noi acum suntem prin proces de lucru, deci avem cetățeni la primire, care depun cereri în special în această perioadă, pentru perioada rece a anului, cererile sunt în procesor social. Avem mai mulți operatori partea celor teristelor care procesează și preiau informația de la cetățeni. Cetățenii e foarte rapid și este foarte simplu pentru ei. Deci, de fapt, doar o cerere și o copie a buletinului pentru a fi înregistrat în baza de date care a fost oferită, softul care a fost oferit către programul Comunitatea Mea. Deci cererile sunt înregistrate în format online. Cetățeanul, deci pe parcursul examinării cererilor, poate vizualiza etapa de soluționare deci, acestei petiții, dar operatorul preia toate datele și transmite deja spre executare celorlalți specialiști
comunicatul primăriei. Cetățeanul, numai... O concluzie. Noi vedem imaginile din cadrul centrului, avem și în cadrul videoului care urmează să-l arătăm deja cu sunet pentru cei care sunt în Zoom. Câți angajați aveți și în ce măsură fac față solicitărilor cetățenilor? Pentru că vedem că cetățeni sunt mulți. Solicitări cred că sunt foarte multe. Din câte știm noi, în cadrul primăriei dumneavoastră, pe parcursul unei luni, aproape 1000 de solicitări au fost adresate. Și asta mi se pare extraordinar. Și localitatea este destul de mare. Da, înțeleg. Da, deci avem un grafic atunci când este necesar să fie mai mulți angajați în centru, asta se întâmplă. Deci graficul este în fiecare lună coordonat. Pentru, în dependență deja de numărul de cereri, se decide, pentru că în perioada rece anului cererile sunt mult mai multe decât în perioada caldă anului, deci atunci incidența prezenței specialiștilor în centru este mai mare. De obicei, în zilele de top, dacă avem cei mai mulți cereri, până la 5 angajați sunt deci, în acest an. Am înțeles, domnule Cărpineanu, mulțumim foarte mult, felicitări încă o dată pentru inaugurarea acestui centru. Vă urăm succes în activitatea de loc ușoară, inclusiv angajaților CISC-ului. Noi o să revenim la dumneavoastră atunci când sperăm să tăiem panglica de inaugurare, chiar dacă este vorba de panglica online, dar oricum. Dar până atunci, eu știu că Dorin v-a vizitat Da, inclusiv din video pe care urmează să-l urmărim, înțeleg că ai noștri colegi au reușit să rezolve problema cu sunetul, să sperăm că inclusiv cei care sunt pe Zoom aici ne veți auzi mai bine. Zic să încercăm să mergem cu video, inclusiv veți vedea imagini din cadrul Primăriei Comunei Cărpineni, din cadrul CISC-ului, inclusiv am reușit să discut și cu domnul primar și cu unul dintre beneficiari de acolo. Da. Așa că haideți să urmărim acest video, după care mergem mai departe și cu ceilalți primari din cadrul primăriilor beneficiare. Mă bucur că autoritățile publice locale se preocupă tot mai mult de nevoile oamenilor. După ce în 2020, cu suportul agențiilor USAID și SlovakAid, au fost deschise 5 centre de informare și servicii pentru cetățeni, în incinta primăriilor din Drochia, Strășenia, Loveni, Costești și Cimișlia, anul acesta sunt inaugurate încă 7 astfel de centre. Dar deja la Sângerei Noi, Cărpineni, Soroca, Dondușeni, Călăraș, Sângera și Copceac. Eu am decis să merg în vizită la câteva dintre ele și să vă arăt cum funcționează totul acolo. Ca finanțare, primăria a venit cu contribuție de peste 74.000, însă USAID a venit cu tehnică în valoare de peste 236.000 de lei. Este foarte bine că omul poate să-și hotărască toate întrebările lui într-o singură încăpere, adică la noi, la CISC. Noi, la Sângera, cel mai mare beneficiu îl vedem în anume în ordonarea și ținerea la control a tuturor actelor de intrare și de ieșire. Chiar dacă fizic actul se pierde, el rămâne în format electronic. Oamenii spun că e mult mai simplu. Au venit în primărie, deodată la intrare cineva îi spune sau îl direcționează acolo unde îi trebuiește. Oamenii sunt mult mai mulțumiți pentru că li se eliberează documentele mult mai rapid, pentru că sunt procesate în programa specială acordată de către partenerii noștri. Noi le emitem certificatul fie prin e-mail, fie la ghișeul unic fizic. Cetățenii sunt foarte mulțumiți, mai ales că ei pot monitoriza la ce etapă se află cererea lor. Au fost procurate calculatoare multifuncționare care sunt dotate cu scanere de mare viteză. Eu, în calitate de primar, de la distanță, pot gestiona și monitoriza toate procesele de elaborare a acestor acte. Mulțumesc mult partenerilor noștri de dezvoltare, în special Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare, programului Comunitatea Mea și sper foarte mult ca pe viitor să implementăm mai multe proiecte frumoase la Cărpineni. Mă numesc Valeriu, locuiesc de 4 ani în Irlanda împreună cu familia mea. Am venit recent în vacanță în Cărpineni și am trecut pe la primărie să ne obțin certificat de componență a familiei. De când avem tehnică performantă, putem deservi cetățenii mult mai ușor și ei nu mai stau în rânduri. Aceste centre vor contribui la reducerea timpului de procesare a solicitărilor, vor diminua cazurile de corupție și vor permite evaluarea angajaților primăriilor. Valoarea totală a investițiilor agențiilor USAID și SlovakAid în toate cele 12 centre este de 228.000 de dolari. Iar asta înseamnă că circa 140.000 de persoane vor avea acces la servicii administrative mult mai bune.
Să sperăm că acum a fost totul bine și frumos. Ați auzit inclusiv cu sunet, ați văzut minunat. Ce ne spun cei din cadrul primăriilor, inclusiv angajații, cât de bucuroși sunt pentru că au tehnică performantă și pot presta servicii mult mai rapid. Acest video, după cum ați văzut, este inclusiv cu prezența mea, pentru că a fost publicat în unul dintre interviurile fără protocol pe care le public pe YouTube și deja până la această oră a fost văzut de aproape 100.000 de cetățeni, pentru că interviul a fost postat ieri. Noi am făcut deja inaugurarea exact. Un pic cu zi înainte. Mergem mai departe. Am sincronizat, cum s-ar spune, pe toate. Așa este. Da, mergem mai departe acum să dăm o tură la Soroca. Soroca, bună ziua! Ne auziți? Bună ziua, bună ziua! Bună ziua, Soroca! Bună ziua! Doamna Lilia Pilipeschi, vă spunem bună ziua, deci de la Chișinău. Soroca, vă vedem! Sunteți minunați! Da, da. Deci și noi vă salutăm cu mare bucurie, căci echipa primăriei municipiului Soroca chiar are motive de a se bucura, căci asemenea centre de informare și servicii pentru cetățeni este o structură nouă pentru întreaga Republică Moldova, nu doar pentru centrele lansate proaspăt. Deci centrul nostru de informare și servicii pentru cetățeni este localizat în corpul Consiliului Raional din rațiuni de vizibilitate a cetățenilor și este foarte binevenit, informativ și se simte vădit, deci, susținerea cetățenilor. Din acest moment încolo, deci, cetățenii deja sunt informați despre toate prestările ce ține de primăria municipiului Soroca. Deci avem cetățeni care deja își depun cererile. Spuneți, vă rog, cum vă pare dumneavoastră centrul nostru? Foarte confort, foarte confortabil. Suntem foarte mulțumiți. Mulțumim primăriei, primăriței că s-a gândit la așa ceva. S-a gândit foarte bine. Iată așa, este tot spus. Bună ziua! Bună cum ziua. Vă pare dumneavoastră? Ce simțiți astăzi? Azi simt o sărbătoare foarte mare pentru primării și cetățenii municipiului Soroca. Fiindcă așa servicii niciodată nu au fost și acum serviciile au fi foarte binevenite pentru tot cetățenii municipiului. Iată așa muncește primăria municipiului Soroca. Doamna Lilia, noi vă auzim foarte bine și vrem să avem un dialog. La dumneavoastră acolo este foarte frumos. Vedem că sunt mulțumiți și beneficiarii. Cu siguranță este un eveniment important pentru întreaga Republică Moldova și pentru autoritățile publice locale, pentru că localitatea dumneavoastră, colegii, echipa pe care o aveți, oferă un exemplu și să sperăm că va fi preluat. Noi vrem să înțelegem cum vor fi reduse sau vor fi eliminate elementele birocratice și coruptibile odată cu implementarea acestui centru de informare și servicii pentru cetățeni în cadrul primăriei. Pentru că trebuie să recunoaștem anumite probleme la acest capitol au fost. Sperăm da, că au fost. Deci, în general. Deci acest proiect într-adevăr urmărește scurtarea termenului de răspuns din partea primăriei pentru cetățeni și este un pas înainte deci către problemele și nevoile cetățenilor. Deci activează operatorii funcționali, deci vreau să vă aduc la cunoștință că deci dumneavoastră are experiență în muncă deja de aproximativ la 30 de ani în autoritățile publice locale, doamna Galina, deci doamna jurist, angajat operator funcțional care chiar s-a încadrat din primele clipe, doamna Nona, deci dumneavoastră este specialist jurist econom, din economist, din relații cu publicul internaționale. Deci este un avantaj pentru cetățenii municipiului Soroca, căci toate dosarele se vor plimba deja prin toate departamentele primăriei, vor fi plimbate nu de către cetățeni, dar de către funcționarii publici, căci până la urmă noi trebuie să demonstrăm că primăria aparține cetățenilor, nu a funcționarilor. Deci este foarte bine și... Deci noi trebuie să vă mulțumim pentru deschiderea dumneavoastră, pentru școlirea dumneavoastră. Deci, pentru răbdare acordată și vreau să vă zic că din primele momente
de lucru. Doamna Lilia, vă rugăm foarte frumos să ridicați telefonul, să ne arătați nouă imaginea pe care vreți să ne arătați, ca să nu avem microfonie de la interacțiunea cu masa. Așa bine? Da. Deci din primele momente de colaborare chiar apăreau ceva dubii în mințile noastre că asemenea proiect nu este pentru noi, pentru pământeni, pentru locuitorii Pământului. Dar să știți că colaboratorii acestui program atât de ligeri și de frumos ne-au conectat, că nici nu am înțeles nimeni că am lucrat de la distanță. Deci atât de bine pregătit și le mulțumim foarte mult, căci chiar am uitat cu toții că nu suntem în regim real, de parcă ne aflam cu toții alături. Deci mulțumim conținutul este foarte bun, a programului și facilitățile la fel. Doamna Lilia, mulțumim foarte mult pentru excursia pe care ne-ați făcut-o, pentru prezentarea echipei, o echipă profesionistă și cu experiență până la urmă. De asta au nevoie cetățenii și dacă acest lucru le ușurează munca și inclusiv timpul de așteptare, este extrem de important. Noi vă urăm succes și să sperăm că exemplul dumneavoastră, ziceam, va fi preluat și de alte primării din Republica Moldova. Rămâneți alături de noi, la final vom tăia panglica. Vedem că aveți acolo baloane, așa că da, va fi un cadru frumos. Sărbătoare adevărată, să știți. Mulțumim mult! Ne bucurăm că avem asemenea parteneri cu care colaborăm deja de mai bine de 3 ani și care sunt deschiși la toate inițiativele care vin din partea finanțatorilor și din partea noastră. Și acum vreau să vă invit pe toți la Don Dușeni, unde domnul Ivan Belciug ne va recepționa, ne va primi. Bună ziua la Don Dușeni, au zis domnule Belciug, domnule primar. Bună ziua! Bună ziua, vă auzim și acum și vă vedem. Sincronizările online. Da, e bine, oricum dacă auzim. Așa, vă vedem foarte bine. Bună ziua! Bună ziua tuturor, bună ziua, stimați partenerii USAID Slovac AID. Bună ziua echipă, comunitatea mea, care ne-au ghidat la deschiderea Centrului Informal pentru Cetățeni. Atât administrația publică locală, cât și cetățenii din comunitate, suntem nespus de mulțumiți pentru implementarea proiectului în cauză și am să menționez din ce considerente. Deci până la implementarea proiectului era un colaps de birouri deschise pentru primirea documentului permisiv. Suntem nespus de bucuroși, încă o dată menționez că am fost selectați pentru implementarea proiectului în cauză, deoarece în implementarea proiectului beneficiază cetățeanul orașului pentru care și-a fost implementat proiectul. Deci, după cum vedem, avem 4 ghișeuri. Aici este amenajat pentru secretarul administrativ, asistență socială, agent economic, iată dacă vedeți, bună ziua, vă rog frumos să ne spuneți câteva cuvinte pentru deschiderea socială a centrului de informare. Bună ziua, sunt Deză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 
Inventorul la așteptele de la ghișeul unic, cred că va fi mai puțin timp pentru a prezenta actele și nu va fi dublare informație ca atât de multe costă. Mulțumim frumos! Bine. Mai avem aici alături la un cetățean la orașul Dundușeni. Bună ziua! Bună ziua! Sunt șomer și sunt în orașul Dundușeni. Sunt tată la 4 copii și sunt mulțumit foarte pentru centrul de informare. Centrul de informare și este foarte rapid ca să depunem actele și mai puțin timp să stăm aici în rând, cum eram înainte mai greu. Dar acum suntem foarte mulțumiți și mulțumim pentru echipe care a ordonat toate lucrurile acestea să fie mai rapid și mulțumim tuturor. Mulțumim frumos! Într-adevăr, până la implementarea proiectului, era un labirint, așa să spunem, de birouri,
deoarece o parte de documente le erau de etajul 2 a primăriei, altă parte la etajul 1, ce era foarte dificil pentru cetățeni ca să primească un document permisiv. Am vrut să menționez că observ că centrul este la etajul 1, chiar la intrarea în primărie. Da. Este adevărat? Centrul este amplasat chiar la intrarea în primărie. Adică chiar de la intrare cetățeanul este primit și este ghidat, poate să primească toată informația necesară, mai mult decât atât. Persoanele în etate, deci facem aceste centre disponibile și pentru persoanele cu nevoi speciale, poate cu, sau persoanele în etate care au dificultate să urce la etajul 2 sau 3 chiar, depinde de primărie. Da? Tatiana, haideți să-l rugăm pe domnul primar să ne arate și în interior. Pentru persoanele cu dizabilități, de către primărie a fost organizat un pandus care cetățeanul ușor să acceseze la primărie. Deoarece pragul de acces este înalt, împreună cu consilierii am organizat un pandus ca să fie comod pentru persoanele cu dizabilități. Într-adevăr, fiind la etajul 1, este o comoditate, o acumulare de timp pentru personal a cetățeanului. Adică nu pierde foarte mult timp ca să primească un document permisiv. Toate este la etajul 1, la întâlnire în primărie. Domnule Belciuc, dacă puteți să ne arătați câteva imagini din interior și mergem mai departe cu ceilalți colegi de dumneavoastră din cadrul altor primării. Cel puțin din exterior primării. Vedem că arată festiv, arată ca la inaugurare. Să salutăm un pic și angajații centrelor, angajații primăriilor. Am văzut aici este reprezentanți de asistență sociale care primesc cererile pentru perioada rece a anului și celelalte documente necesare. Aici avem, deci primăria orașul Dunășeni dispune de taxa de subrăzare, este specialistul pentru primirea cererilor la scutirea de taxa de subrăzare. Doamna Natalia este perceptor fiscal care primește cererile de la agenții economici pentru eliberarea notificărilor de funcționare. Și este secretarul administrativ care primește orice cerere pentru componența familiei și așa mai departe. Am înțeles. Noi vă urăm succes tuturor, inclusiv dumneavoastră și echipei. Vă mulțumim pentru această excursie, vă mulțumim pentru informațiile desfășurate pe care le-ați descoperit și ne bucurăm nespus de mult că ați făcut această rampă de acces foarte comodă, inclusiv pentru persoanele care întâmpină dificultăți locomotorii, ceea ce este extrem de important și ne-am dorit să fie în cadrul fiecărei instituții publice locale o asemenea rampă care să ofere acces tuturor cetățenilor Republicii Moldova. Mult succes și rămâneți alături de noi pentru tăierea panglicii. La fel mulțumim partenerilor pentru susținere și selectare cu crearea condițiilor mai benefice pentru cetățenii comunității orașului Dunășeni. Vă mulțumim frumos! Noi mergem mai departe, acum la Călăraș, să discutăm cu domnul primar Ion Olari, cu care am avut ocazia să interacționez zilele trecute. Uh-huh. Apropo, acolo totul este foarte frumos, angajații sunt foarte receptivi și binevoitori și în momentul în care am fost eu erau și mulți beneficiari. Uh-huh. Ei bine, și orașul este mai mare. Domnule Olari, bună ziua, ne auziți? Bună ziua, da, vă aud, vreau să vă salut, să salutăm partenerii și mă bucur să vă aud aici la Călăraș și cu mare drag să vă prezint acest centru de informare. Este o comoditate, ne aflăm aici la etajul 1, exact ca și la Domn Dușeni, au acces persoanele cu dizabilități. Domnule primar, câți cetățeni aveți în oraș? 16.500 de cetățeni, acest centru de servește, este o comunitate, deci toate serviciile care astăzi le oferă primăria orașului Călăraș sunt pe rotație aici la centru de informare, dar haideți să vă prezint, să o să fie mai... Da. Aici este, puteți să vizitați, aici este centru de informare, este un spațiu care primăria l-a identificat, l-a dotat cu mobilier. Respectiv, din cadrul programului, avem acces la calculatoare performante, soft, scanere, deci aici avem 4 operatori, este loc pentru așteptare, deci toate serviciile sunt, cum am menționat, pe rotație, sunt prezente aici anul și respectiv este o comoditate pentru cetățeni. Exact aceeași situație o avem și ca la Dundușeni.
toți cetățenii mergeau la etajul 3, etajul 2. Practic aici este doar să mute de la un ghișeu la altul și obțin aceste servicii. Aici se depune cererile. Menționați un lucru extrem de important. În momentul în care intri în primărie, am văzut acolo la dumneavoastră sus, înainte de a urca pe scări, sunt serviciile pe care le prestează sau certificatele care pot fi obținute în cadrul primăriei și era până acum numărul cabinetului unde poate fi obținut acest certificat. Ce se întâmplă din momentul în care aveți deja inaugurat centrul și funcționează? Mai este valabil acest panou, acel panou informativ? Nu, el nu este valabil, este doar așa pură informație, deci toate serviciile avem planificat zilnic ce servicii și ce cereri se depun, specialiștii se regăsesc la, în centru de informare, primesc cererile, eliberează cererile și respectiv nu mai este aceeași interacțiune în birouri, de la un birou la altul, ce este o comoditate, evităm maximal posibil contactul dintre specialist și cetățean. Aici este o transparență și o comoditate pentru cetățeni. Da, vedem că arată foarte este bine, e luminos, e colorat, e nou totul, bravo. Da, da, este spațios, este foarte bine. Chiar aș menționa, un agent economic a depus o cerere pentru eliberarea certificatului de urbanism sau certificat informativ, inclusiv și autorizațiile de construcțiile, toate se primesc jos în centru de informare și respectiv autorizația și certificatul tot eliberează aici, indiferent de situație. Jos se găsește arhitectul care consultă și practic este o comoditate pentru toți. Pot să vă prezint agent economic care a venit și care discute despre eventuale certificat de urbanism, domnul și domnul consilier. Bună ziua tuturor! Da, este foarte comod acest centru de informare și prestare serviciu pentru cetățeni, fiindcă scurtează timpul de reacție și de soluționare a problemei. De exemplu, mediul de afaceri, companiile startup pot depune notificarea și tot în același birou să primească recepționarea notificării. Nu mai este nevoie să meargă de la un birou la altul sau de la un specialist la altul. Totul se rezolvă într-un singur birou și ne bucurăm mult, mulțumim mult donatorilor că au finanțat acest proiect pentru cetățeni și transparența la nivel local. Este inclusiv susținerea mediului de afaceri. Exact. Și ușurarea muncii. Activitatea comercială, într-adevăr, va beneficia la fel de aceste centre, pentru că sunt servicii destinate în special antreprenorilor. Ne bucurăm foarte mult, domnule primar. Într-adevăr, aveți o atmosferă extraordinară acolo, o atmosferă de muncă în același timp și de sărbătoare. Și asta este minunat, pentru că n-ați oprit totul și ați închis pentru această zi minunată, dar dați cetățenilor posibilitatea să beneficieze de aceste servicii chiar în timpul inaugurării centrului. Este extraordinar. Exact. Domnule Olari, dacă mai aveți pe cineva care vrea să ne vorbească, dacă nu, vă rog să ne spuneți despre... Da, noi am invitat pe reprezentantul guvernului în teritoriu să-i prezentăm exact când suntem într-o interconexiune de verificare a actelor și respectiv vrem să arătăm cum progresăm în digitalizarea, procesarea documentelor. Da, vă rugăm. Bună ziua, cum vă numiți? Eu vă salut pe toți, sunt Tatiana Rotari. Sunt bucuroasă să fiu astăzi aici la inaugurarea Centrului Unificat pentru Prestarea Serviciilor Publice pentru Călăraș. Prin acest proiect de modernizare a serviciilor publice înseamnă că nu lăsăm pe nimeni în urma procesului de digitalizare, iar fiecare călărășan va putea beneficia de aceste avantaje, indiferent dacă deține un calculator ori un telefon performant. Totodată vom eficientiza timpul acesta pentru obținerea serviciilor publice. Pe această notă vreau să mulțumesc partenerilor și persoanelor direct implicate în realizarea proiectului și îmi exprim certitudinea că acesta este un prim pas în modernizarea serviciilor publice, dar nici de cum ultimul. Mulțumim! Foarte mult pentru aceste declarații. Mai aveți pe cineva? Zic, noi vrem să mergem mai departe și cu ceilalți, dacă ceva foarte scurt, domnule primar. Da, doar vreau să aduc mulțumiri pentru această investiție, fiindcă, iarăși am menționat și anterior, noi pe cont propriu este mai greu să ne dezvoltăm. Având acest suport, aducem mulțumiri USAID Moldova, Arex și comunitatea mea, toți cei care s-au implicat în acest proiect frumos și sperăm să fie un exemplu și pentru alte comunități. Vă mulțumim frumos!
Așa să fie. Mulțumim, domnule Ular, pentru această prezentare. Noi știm că și primăria, dumneavoastră ați vorbit în cadrul videoului că ați avut o parte de investiție și este extrem de important când și autoritățile publice locale sunt receptive locală și contribuie. Da, noi vă urăm succes și rămâneți alături de noi pentru că urmează în 15 minute să tăiem panglicile, să fie deja cumva inaugurarea oficială. Noi mergem mai departe de această dată la Sângera, unde îl salutăm pe domnul primar Valeriu Popa, cu care la fel am avut ocazia să discutăm. Domnule Popa, știu că o să ne arătați imagini, arată foarte frumos, apropo, acest centru din cadrul primăriei. Este chiar la intrare, pe partea dreaptă. Este destul de micuț, dar foarte comod și oamenii au ocazia, practic, să nu intre undeva. Deci, practic, din antreu să solicite informația. Domnule Popa, ne auziți? Bună ziua! Da, bună ziua, sigur, da, bună ziua! Vreau să ne spuneți care a fost aportul primăriei dumneavoastră, pentru că știu că acolo aveați inițial două birouri, a trebuit să mutați doi angajați în altă parte pentru ca să deschideți acest centru de informare și servicii pentru cetățeni și să eficientizați munca. Vă rog să ne explicați și nouă, să ne spuneți. Da, bună ziua, într-adevăr așa a fost. Deci noi atunci când am aflat despre proiectul respectiv, numai decât am aplicat, deci beneficiul pe care noi îl simțim cel mai mult l-am menționat, dar vreau să-l menționez încă o dată. Chiar din start, când am luat mandatul de primar, mă gândeam că ar trebui numai decât să implementăm un soft în primărie, ca toate actele să fie coordonate și ținute la control. Deci softul care mi-a fost oferit prin intermediul acestui program ne permite anume ordonarea și ținerea la control a tuturor actelor. Dar, într-adevăr, s-a pus sarcina că trebuia să avem un spațiu. La noi primăria, ca spațiu, nu este atât de mare, cu toate că suntem un oraș de peste 15.000 de locuitori. Totuși, noi am identificat acest spațiu, de două birouri am făcut unul. A fost o investiție așa destul de importantă și de partea primăriei. Domnule Popa, aș vrea un pic să apropiați telefonul de dumneavoastră, să nu avem această microfonie, să fie mai aproape telefonul și dacă o să puteți să ne arătați și softul la modul practic. Vedem că aveți deja acolo colegii în spate care lucrează în acest soft. Da, un pic să apropiem telefonul sau dispozitivul ca să vă auzim mai bine și puteți, inclusiv din spatele camerei, să ne explicați cât de important e că aveți acest Fox soft și cât de mult eficientizează munca angajaților. Deci, noi acum ne aflăm în interiorul CISC-ului. Iată, doi operatori stau chiar la ghișeu, da. După care avem specialiștii care procesează nemijlocit toate actele, inclusiv le scanează, le redistribuie angajaților. Și softul înțeleg că este deschis, da, se lucrează în el. Noi am, da, iată chiar la moment, haideți. Ana, probabil înregistrez o... Da, important să nu fie date cu caracter personal, dar spuneți softul ăsta cât de mult ajută angajații. Înțeleg că și dumneavoastră, în calitate de primar, puteți monitoriza online cum se desfășoară activitatea și la ce etapă sunt cererile. Inclusiv puteți verifica. Exact. Noi am pornit, am dat start centrului ghișeului unic un pic mai devreme, deci a fost imediat după anul nou, 3 ianuarie. Deja toți cetățenii care se adresează primăriei Sângera se adresează prin intermediul ghișeului. Noi încercăm să deja oamenii să cunoască că nu trebuie să mai intre în primărie, să mergi prin toate birourile până când găsești specialistul de care ai nevoie. Deci a intrat în primărie imediat, specialistul te întâmpină, îți explică. Explice de ce cetățeanul spune care este întrebarea, iar specialistul îl direcționează, dacă ține de primăria Sângera, atunci îl direcționăm la primăria Sângera, dacă ține de altă instituție, atunci noi imediat îl direcționăm la altă instituție, pentru că tot în interiorul ghișeului avem și telefoanele interne și chiar dacă operatorul nu cunoaște o întrebare, atunci nu trimite cetățeanul la alt specialist, dar imediat clarifică, telefonează specialistul, clarifică toate întrebările și direcționează cetățeanul la instituția de care are nevoie. Totodată, eu aș vrea să menționez ceva foarte așa important. Deci, așa cum a spus domnul ministru, domnul Țurcanu,
ar fi foarte binevenit pentru noi, pentru toate primăriile, mai ales pentru primăriile care deja avem implementat acest ghișeu unic. Ar fi binevenită interconectarea anumitor servicii oferite de ASP cu, deci nu tuturor, bineînțeles că nu e posibil, dar măcar anumite confirmări, extrase, ceva de genul, ca noi să le putem elibera și la primării. Pentru că de multe ori se primește că oamenii trebuie să depună un dosar la primăria Sângera, dar trebuie să meargă după un certificat, nu știu, un certificat care doar confirmă ceva, deci nu se înregistrează și un drept de proprietate, doar confirmă, fie la, nu știu, cadastru sau alte instituții. Ar fi bine ca anumite servicii de genul ăsta să fie implementate sau noi să avem posibilitatea să le implementăm, să le oferim cetățenilor de la noi, de localitate. Ar fi mult mai simplu. Foarte, foarte bună, domnule Popa. Eu sper că vor ține cont. Voiam să zic că prin intermediul acestor centre și iată prin faptul că există această conexiune, comunicare între autoritățile locale și cele centrale, le-aș numi, în felul ăsta se asigură această sincronizare, se asigură acea colaborare între parteneri și astfel încât softul acesta să fie îmbunătățit sau posibilitățile de a colabora, de a îmbunătăți aceste servicii să fie auzite și să fie implementate ulterior, de care să se țină cont în implementarea ulterioară. Mulțumim foarte mult, domnule Popa, pentru această prezentare, pentru sugestia cu care ați venit, pentru informarea inclusiv a cetățenilor și pentru activismul de care dați dovadă, pentru că am avut ocazia să discutăm mai mult la aceste subiecte și inclusiv programele care sunt implementate. Noi mergem mai departe cu cea de-a șaptea localitate. Cea de-a șaptea primărie. Turul nostru ajunge la Copceac. Dobrý deň! Как слышно нас там? Bună ziua, cum ne auziți? Здравствуйте! Bună ziua! Здравствуйте! Bună ziua! Bună ziua, suntem bucuroși să vă vedem și să vă auzim. Aș vrea să vă salut din Găgăuzia. Vă salutăm din Găgăuzia. Eu zic că nu avem nevoie de traducere, haideți că ne... Da, здравствуйте, говорите, мы вас слышим. Очень приятно вас увидеть. Мы приветствуем вас из Гагаузии, из Копчака. Я хочу отметить, что проект, который был реализован по информированию и оказанию услуг населению для Копчака, конечно, это очень важный проект. Мы его очень долго ждали. В работе примарии всегда был один из самых главных критериев – это оказание быстрых услуг для населения и, самое главное, качественных. Мы всегда требуем от своих сотрудников, что любой гражданин, который находится на территории в здании, административном здании примарии, он должен тратить не более 5 или 10 минут для того, чтобы получить соответствующие документы. Сегодня, благодаря этой программе, коммунитет МЯ, мое сообщество, мы сумели еще больше качественно повысить нашу работу, за что мы очень благодарим наших партнеров. Наши односельчане выезжают во многие регионы, другие страны. Очень часто очень большой процент нашего населения из Копчака работают в Европе, в частности в Германии, где, конечно же, люди имеют качественные услуги, и они требуют от местных властей, имеют такое право, требовать такие же качественные выполнения своих обязательств и на территории своей малой родины, на территории Копчака. Теперь хорошо. Наш офис, который сегодня работает на оказание данных услуг. А скажите нам про услуги. Какие услуги и кто приходит в ваш центр? Значит, в нашем центре все возможные услуги. Это и выдача справок, это и какие-то заявления, это и выдача экспрессов. То есть все возможные документы, это выдача каких-то справок о задолженности по налогам или отсутствие таковых, о составе семьи и много других. Я хочу отметить, что вообще с УСАИД у нас большая история сотрудничества. Первый проект, который мы с УСАИД реализовали еще в бытность директора господина Доймбирда. Я надеюсь, что он здоров, жив и огромный привет. Еще в 2000 году, еще значит, 20, более 20 лет назад, с нашими друзьями и коллегами из Словакии
Мы первый проект реализовали 5 лет назад при его превосходительстве господине после Роберта Кирнаги. И наше вот это плодотворное сотрудничество, очень долгое сотрудничество, очень положительно отражается на работе нашей местной власти по повышению качества выполняемых нами услуг. И, конечно же, наши жители знают о нашем сотрудничестве, наши жители знают о наших результатах, потому что мы рассказываем, благодаря кому мы можем повысить нашу сегодняшнюю работу. Мы очень рады это услышать, если честно, потому что на самом деле это очень важно, чтобы наши жители Молдовы имели доступ к улучшенным сервисам и качеству сервиса. Так? Да, безусловно. И сегодня наши предприниматели и наши, особенно та часть населения, которая может экономить свое время, то есть мы сегодня делаем какие-то платежи за услуги, там, энергоносители, за какие-то другие услуги бытовые, мы можем оплачивать все свои услуги через интернет. Сегодня у нас появилась возможность через интернет готовить ответы, очень оперативно готовить ответы для нашего населения, реагировать на те нужды, даже которые, допустим, у нас на территории населенного пункта. Где-то не горит фонарь, где-то прорвало трубу, где-то надо вовремя отреагировать, там где-то что-то с мусором произошло. То есть вот этот центр нам дает возможность и по хозяйской линии, не только выдачи документов, но и реагировать оперативно в других услугах, которые необходимы социально-экономической сфере на территории нашего села. Мы очень рады. Мы очень рады, что у жителей Копчак есть такая возможность, чтобы прийти и порадоваться новым услугам в примарии. Спасибо вам огромное за ваше подключение. Было очень интересно услышать. Вы хотели что-нибудь добавить еще? Я хотел бы, конечно же, пригласить в Копчак, наш солнечный обязательно Копчак. Приедем, обязательно. И мы будем очень рады, если мы встретимся на территории нашего села в таком большом кругу, не только в онлайн-режиме, но пожмем друг другу руки на территории нашего родного села. Было очень приятно, договорились, мы приедем обязательно. Ждем вас. Spasibă vă mulțumesc. Eu zic să mergem mai departe deja cu tăierea panglicilor, doamnelor așa și domnilor. Vă mulțumim că sunteți alături de noi, inclusiv celor care sunteți pe Zoom conectați, inclusiv celor care ne urmăriți pe Facebook, pe pagina Comunitatea Mea și UNDP, dar și pe privesc.eu și realitatea.media. Da. Așa, mergem mai departe cu tăierea panglicilor. Eu sper colegii o să dea imagine deja cu cei care sunt pe Zoom cu primăriile care astăzi lansează centrele de informare și da. Servicii pentru cetățeni. Sunt 7 la număr, este vorba. Hai să mergem de la nord la sud, zic Hai eu. Hai să mergem Dundușeni, la moment cu Soroca, Sângerei Noi, Călăraș, Sângera, Cârpineni și Copciac. Da, iată că evenimentul nostru se apropie deja de partea culminantă. A fost un efort extraordinar din partea primăriilor, din partea colegilor noștri, din partea donatorilor noștri și ne bucurăm foarte mult că avem posibilitatea să vedem aceste centre inaugurate, chiar și dacă e vorba de un format online, dar ne bucurăm foarte mult. Sunteți extraordinari, ați făcut exact așa cum am așteptat și cum ne-am înțeles. Tatiana, hai să luăm pe rând. Să-i luăm pe rând? Vorbind de Dundușeni, da? Eu aș vrea foarte mult să avem cadru cu fiecare dintre cei care taie panglica, să păstrăm această tradiție frumoasă, pentru că este și un motiv frumos. Așa, mergem la Dundușeni. Așa, wow! Vedem toate cele 7 primării, minunat. Așa, minunat. Haideți încet ușor ca să reușim. La un moment, da, deja merge. Dar vreau să vedem și să vedem pe toată lumea. Așa, la Dundușeni am avut tăierea panglicii, să vedem, să mergem mai departe foarte rapid. Soroca. Haideți să vedem la Soroca cum este tăiată panglica. Pentru că dacă o să facem simultan, o să ne scape ceva important exact, și o să, exact, n-o să vedem exact, emoțiile exact. De pe față. Soroca, felicitări pentru lansarea Centrului de Informare Servicii pentru Cetățeni. Ne urăm tare multă bază. Aplaud acolo și lumea de pe Zoom. Mergem mai departe la Sângereii Noi. Hai să vedem Sângereii Noi.
Hai, priet. Vă vedem, bravo, copilașii. E de frumos, dar ce panglică frumoasă. Dar ce baloane minunate. Așa, zic să mergem mai departe la Călăraș. Călăraș, vă vedem. Avem acolo și persoane îmbrăcate în straie naționale. Da. Cât de frumos. Bravo. Felicitări, domnule primar, felicitări întregii echipe de la Călăraș. Și întregii comunități. Ne pare rău că avem condițiile astea de pandemie și nu putem fi online, prezenți fizic acolo. Dar cel puțin și așa ne bucurăm să vă vedem. Sângera! Da? Sângera! Așa, vedem așa. Imaginea și la Sângera. A dispărut domnul primar, el filmează, da? Da, cred că da. Felicitări, Sângera, felicitări întregii echipe. Așa, mergem mai departe, deja la Cârpineni. Vedem tăierea panglicii. Cârpineni, domnul primar, da, vă vedem. Felicitări tuturor, bravo, felicitări, stimați felicitări, colegi. Mult succes. Și cea de-a șaptea localitate, Copceac. Haideți să vedem și acolo tăierea panglicii. Copceac, добрый день, какие вы красивые. Аж. Поздравляем. Ура! 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 Și aici avem în straie naționale. Cât de frumos. Eu zic, sunt toți, da? Nu ne-a da? Scăpat nimeni? Da, nu ne-a scăpat nimeni. Ne-a scăpat cineva? Nu cred. Noi ne place foarte mult această tradiție. Noi am vrea să facem acest lucru an de an. An de an, da. Așa că să sperăm că anul viitor ne vom întâlni în aceeași componență, dar cu alte câteva primării care vor implementa un asemenea proiect. Tatiana, să reamintim încă o dată datorită cui a fost posibilă implementarea acestor proiecte, în special deschiderea centrelor de informare și servicii pentru cetățeni. Și să-i lăsăm pe oameni, că astăzi este zi de început de săptămână. Da, da. Chiar dacă aveam emoții și aveam și îmi făceam foarte multe griji cum va decurge acest eveniment, să știți că a fost unul extraordinar și vreau să le mulțumesc tuturor celor care s-au implicat. În primul rând, le mulțumim donatorilor noștri, partenerilor noștri, agențiile USAID și SlovakAid, la fel și agenții de guvernare electronică și Guvernul Republicii Moldova, care ne susține de fiecare dată când e vorba de digitalizarea serviciilor publice. Vă mulțumesc tuturor, eu sunt Tatiana Rusu, specialistul comunicarea programului Comunitatea Mea și deja îl cunoașteți, vedeta noastră Daniel. Dorin, da, vedeta noastră Daniel Șerban este la fel o vedetă, eu sunt Dorin Galben, mulțumesc tare mult Tatiana. Vă reamintesc că astăzi am avut evenimentul de inaugurare sincronizată a celor 7 centre de informare și servicii pentru cetățeni. Vă reamintim localitățile, este vorba despre Dondușeni, Soroca, Sângerei, Noi, Călăraș, Sângera, Cârpineni și Copceac. Noi ne bucurăm că primarii și echipele din cadrul acestor centre au fost alături de noi, au făcut câte o prezentare. Acum este extrem de important să urmeze și alte primării acest exemplu. Noi vă urăm succes, mulțumim tare mult oficialilor, donatorilor pentru că susțin asemenea proiecte și mulțumim celor care ne fac posibilă implementarea. Asta da, și celor care au stat cu noi și au fost alături de noi până la această oră. Să aveți o zi cât mai frumoasă, un început de săptămână reușit și mult succes încă o dată tuturor celor care astăzi au inaugurat centrele de informare și servicii pentru cetățeni. Ne vedem la primăriile noastre în cadrul programului Comunitatea Mea. Toate bune să aveți și să fiți rămâne sănătoși. Sănătate multă tuturor!